Da, am revenit, stimați telespectatori, noi continuăm dialogul cu primarul interimar al municipiului Târgoviște, domnul Cristi Stan. Iată eforturi pentru finalizarea proiectelor europene la Târgoviște. Care este situația la combinatul două țeluri speciale, domnule primar, și cum poate interveni municipalitatea? Da, e o întrebare la care nu mă așteptam, mărturisesc. Combinatul de oțeluri speciale, al deodată un simbol al municipiului Târgoviște, iată, trăiește o perioadă absolut nefastă. Și, din păcate, nu e unicul exemplu din municipiul Târgoviște. După cum cunoașteți, este o investiție privată acolo. Municipalitatea prea puține prerogative are în zona Da, respectivă. presupun că n-ar trebui să existe o autorizație știu, de demolare, că ei acolo demolează, dau tunurile jos, adică ei dispar hale întregi, se alege praful de tot combinatul ăsta. Și n-ar trebui să existe o autorizație, presupun că ar trebui să existe. Chiar citeam pe rețele de socializare, chiar niște întrebări, chiar din partea unui consilier local întreba, domnule, cine a dat autorizație? Culmea, un consilier local întreba treaba asta. E Da. de urat din partea opoziției. Da, cred că știu cine e consilierul respectiv. De moment ce Domnule, Lucian Orache, adică nu e niciun secret. realizează aceste activități, presupun că sunt și autorizate. O să verific, să văd dacă lucrurile astea într-adevăr stau așa cum trebuie. Da, e o problemă, cum să spun, tangențială asta, dacă Tangențial, au da. autorizație sau nu. Problema de fond e ceea ce se întâmplă. Cert este E că regretabil ce se întâmplă, într-adevăr, și... un agent economic cu foarte, foarte mulți salariați e în momentul de față în această situație. Și UPET-ul sunt două unități economice emblematice pentru Târgoviște și pentru târgovișteni și UPET-ul se află cam în aceeași situație. Da, din câte știu, la OPED mai sunt vreo 250 de salariați. Din păcate, foarte Păi și la combina, cred că tu, foarte puțin mai sunt. Nu, cunosc situația OPED mai bine decât A, o cunoașteți mai bine. situația Dar și acolo combinatorului. s-a restrâns activitatea, și acolo terenurile, cine știe ce vor apărea în locul acelor terenuri care Da, este. este absolut tragic ce se întâmplă cu industria grea și cu industria metalurgică din Târgoviște. Altădată, poate magneți pentru angajați, pentru forța de muncă din județ. Aveam la UPET, cred că 12.000 de persoane angajate, la combinat, tot prin zona respectivă. Iată că am ajuns la câteva sute. Bun, pe de altă parte, municipalitatea face eforturi să dezvolte și acea zonă, apropo de fosta unitate militară de la gara, acolo se va dezvolta foarte mult, va apărea un cartier rezidențial și va apărea și un stadion nou și un mall, am înțeles, din ne povestea președintele Consiliului Județean, Da, Adrian e Tufeanu. vorba de o zonă importantă și o zonă care până în momentul de față nu a fost utilizată Și ca și valorificată. spațiu urban. E vorba de fosta unitate militară de la gară. Noi o să contribuim la crearea infrastructurii în zona respectivă, într-un proiect comun cu Consiliul Județean. Va fi stadion, complexul sportiv, de fapt, nu va fi un simplu stadion, vor fi și terenuri de sport. Prin Compania Națională de Investiții se realizează acest obiectiv. Eu sper să se întâmple cât mai repede, să înceapă lucrările cât mai repede, să realizeze achiziția de lucrări cât mai repede. Foarte important pentru municipiul Târgoviște să beneficieze și de o infrastructură sportivă importantă. În colaborare cu Consiliul Județean vrem să dezvoltăm și noi un complex de locuințe sociale în zona respectivă, pe programul de finanțare european, pentru că sunt în Târgoviște în momentul de față peste 3.000 de cereri de locuințe sociale și noi avem obligația de a face față neapărat acestei cerințe, de fapt. De altfel, cerința de spații locative este una din problemele principale pe care municipalitatea le are. Și din cauza faptului că de 7-8 ani n-a mai existat nu s-a mai construit nicio locuință socială sau anele în municipiul Târgoviște. Anul acesta și anul viitor
Se vor finaliza cele aproximativ 150 de unități locative din cartierul Sagricom, din cartierul tineretului Sagricom, prin Agenția Națională de Investiții, prin Agenția Națională a Locuinței. Este foarte important pentru noi să finalizăm acele lucrări. În anul 2016-2017, mai exact, va începe construcția încă 150 de apartamente în cartierul Sagricom. Dacă reușim să mai construim vreo 300 de locuințe sociale pe programul operațional regional 2014-2020, atunci putem spune că rezolvăm într-o măsură destul de semnificativă cererea de locuințe din municipiul Târgoviște. Asta e unul din obiectivele pe care eu le am. E o problemă stringentă, o problemă spinoasă. Nu s-a făcut nimic de 7 ani. În momentul ăsta cred că e timpul să venim și în întâmpinarea acestei nevoi importante a Târgoviște. Și pe de altă parte, apropo de locuințe, aveți în vedere și reluarea lucrărilor la reabilitarea termică a blocurilor. Da, chestiunea cu reabilitarea termică este una foarte delicată. Am obținut în acest an o alocare financiară importantă de la Ministerul Dezvoltării. Este vorba de 3.200.000, 32 de miliarde. Am zis că cea mai mare din țară. A doua. A doua. A doua, ca și cuantum din țară după Târgu Jiu. Am intrat puțin în documentații pentru a vedea exact de unde începem reluarea lucrărilor și am constatat lucruri absolut nepermise pentru o administrație publică care se respectă și care se vrea performantă. Erau situații de lucrări care n-au avut un corespondent în realitate. Aveam, spre exemplu, în loc de folie anticondens, pânză de sac, prin anumite blocuri, prin hașuri, foarte multe lucruri care mie îmi ridică numeroase semne de întrebare. Cu toate astea, garantez târgoviștenilor că vom face tot ce putem pentru a finaliza blocurile începute în acest an, blocurile pe care am primit bani de la Ministerul Dezvoltării, indiferent de riscuri și indiferent de costurile pe care le vom avea. Pentru că cine a girat și cine a acceptat asemenea lucruri trebuie să răspundă. Este impardonabil să ca dintr-o activitate benefică pentru municipiul Târgoviște și pentru Târgoviște, înveloparea termică, să această activitate să devină practic o activitate păguboasă. Sunt foarte multe probleme. Oamenii, și pe bună dreptate, au venit și au spus: domnule, ne plouă un apartament, acoperișul nu este făcut bine, balcoanele nu sunt închise cum trebuie și așa mai departe. Sunt probleme foarte, foarte multe. Ne-ar trebui cred că 3-4 emisiuni pentru a dezbate cuprinzător această chestiune. Esențial este că am demarat deja achizițiile de lucrări pentru averoparea termică a blocurilor. Este nevoie pentru anumite documentații să mergem din nou la Ministerul Dezvoltării Regionale pentru a suplimenta sumele de bani alocate în condițiile în care pe situația de lucrare apărea că acoperișul este terminat, iar în teren s-a constatat că de fapt acoperișul este făcut jumătate sau nu există. Și atunci va trebui să intrăm din nou în Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului Dezvoltării Regionale pentru a atrage sursele de finanțare necesare. Dar le vom rezolva pe toate și vom finaliza reabilitarea termică a blocurilor în acest an, a celor începute. Urmând ca pentru anul viitor să mai avem încă aproximativ 200 de scări de bloc care să intre pe unul din programele de finanțare, fie pe programul multianual, acel program care este finanțat 50% din bugetul național, 30% bugetul local, 20% asociate de proprietari, fie pe programul de finanțare europeană. Pe de altă parte, domnule primar, o altă veste bună este faptul că, din câte am înțeles, urmarea demersului pe care le-ați întreprins, Cinemascopul Independența, Cinematograful Independența, renumitul cinematograf, va fi redat târgovișteanul și nu numai în circuit. Da, în momentul de față avem o corespondență
foarte susținută cu CNI-ul. Cu CNI-ul. Am predat deja o parte din documentație, urmează să finalizăm documentația, să o predăm. Eu cred că va fi primul cinematograf din țară reabilitat prin Compania Națională de Investiții. Primul cinematograf reabilitat din țară prin Compania Națională de Investiții este Independența, stimați realizatori, acolo unde la ultima vizită pe care ați făcut-o nu găseați cheia și erau și niște lilieci. Da, au fost probleme cu cheia, am găsit lilieci și nu s-a prindea lumina. Nu s-a prindea nici lumina. Da, cam astea au fost. Cam așa e cinematograful Independența și momentul, și momentul de față. Din păcate, altădată un punct de atracție important, poate cel mai important punct de atracție al municipiului Târgoviște, este acum aproape o ruină. Lucrurile se vor schimba. Important e să fie implicare, important e să ne dorim să realizăm aceste lucruri și încet, încet, cu perseverență, cu răbdare, că nu pot fi rezolvate toate lucrurile în același timp. Aici e o problemă de care mă lovesc în fiecare zi. Dacă se face pe zona am făcut parcarea microlanului 3, am mai asfaltat niște străzi pe acolo, domnule zice, dar de ce aici nu veniți? E foarte dificil în 4 luni să poți să intri pe toate zonele. S-au făcut foarte mulți pași înainte. Sigur, acum nu sunt eu cel care ar trebui să fac aprecieri de genul ăsta la adresa administrației publice locale, aș fi puțin subiectiv, dar e nevoie de răbdare, e nevoie de perseverență și într-o perioadă nu foarte îndelungată vom rezolva principalele probleme pe care municipiul Târgoviște le are în acest moment. Dar e nevoie de răbdare. Era o problemă cu locurile de joacă. Eu cred că am rezolvat în mare măsură. Mai avem depus anumite gardulețe în câteva părculețe pentru copii. Referitor la străzi, vreau să mai fac o mențiune. Am fost săptămâna aceasta, cred, într-o zonă a municipiului Târgoviște care prea puțin a fost avut în vedere. E vorba de zona la Minorului. Sunt niște blocuri de garsoniere. Acolo 100 G. Toate sunt 100 G. A rămas și o surprinsă să constat chestiunea asta. 100 G, da, zona la Minorul. Da. E o străduță acolo. În bronzi mai bine. E o străduță acolo nu foarte lungă, nu foarte lată, dar care n-a mai fost de 30 de ani reabilitată. În următoarele două săptămâni, o lună, vom intra și vom reabilita și acea zonă, pentru că și acolo sunt cetățenii municipiului Târgoviște și acolo sunt oameni care trebuie să beneficieze de atenția municipalității și încet, încet vom merge către toate aceste zone care au cea mai mare nevoie de intervenția autorității. Am discutat cu oamenii și unora nu le venea să creadă. Spune, domnule, N-a venit nimeni până acum să ne întrebe ce facem, ce probleme avem și așa mai departe. Au acolo un mic loc de joacă care va intra într-un proces de reparație și această stradă. Într-o lună de zile finalizăm și acolo lucrările, după aceea trecem în altă zonă. E foarte dificil de rezolvat, absolut tot. E nevoie de bani, e nevoie de timp, e nevoie de implicare. Sigur că unele le avem, altele nu depind numai de noi, dar vom face tot ce putem pentru a răspunde tuturor acestor provocări de ordine administrativ. Să revenim, vă propun, domnule primar, la Cinemascopul Independența, la cinematograf, pentru că, apropo de clădirile emblematice pentru Târgoviște, pentru Târgoviște și pentru târgovișteni și nu numai, sunt și alte obiective, alte clădiri care nu se cunoaște statutul lor, e unul incert. Mă refer aici la Casa de Italia, de exemplu, sau la Casa de Cultura Sindicatelor. Da. Și acolo e un litigiu din punct de vedere juridic. Cui aparține clădirea? Din păcate, niciuna din aceste clădiri nu aparține municipalității. Dacă ar fi aparținut municipalității, cu siguranță ar fi fost în atenția noastră. Casa Sindicatelor, cea mai mare sală din municipiul Târgoviște, nu poate fi reabilitată. Nu poate fi reabilitată. Acolo nu este încălzire. În casa sindicatului iarna nu se poate
desfășura nicio activitate în condiții normale. Avem crizantema de aur în acest an. Nu știu ce vom face și în ce sală vom organiza acest eveniment. Mai sunt diferite activități pe care le-am putea desfășura, dar toamna, sfârșitul toamnei și iarna e imposibil de intrat în casa sindicatului, pentru că este foarte, foarte frig. Înțeleg că aparținem unei uniuni sindicale. Mai departe, noi am fi interesați într-o colaborare cu proprietarii, atât timp cât avem garanția că măcar o perioadă îndelungată vom putea să utilizăm această sală. Nu putem face niște investiții. Acolo nevoie de investiții serioase în casa sindicatelor, dar fără a avea proprietatea sau folosința îndelungată, nu avem cum să facem asemenea investiții. Vom reabilita, în schimb, platoul din fața casei sindicatelor. Acela putem să-l facem. Și îl vom face în perioada imediat următoare. Și acela și din fața prefecturii Dâmbovița. Ambele platouri vor fi reabilitate. Piața Tricolorului vrem să accesăm un proiect cu finanțare europeană și pe Parcul Mitropoliei de asemenea. Deci va mai dura, dar platoul din fața, din piața Mihai Viteazul, cum se numește, ea va fi reabilitat din fonduri proprii și o vom face mai repede. Mai repede, presupun, asta înseamnă înaintea zilor municipiului Târgoviște. E foarte dificil. De realizat în 3 luni, nu putem să... Abia facem documentația în 3 luni de zile. Eu cred că în primăvara anului viitor. În primăvara anului viitor. E bine și așa. Nu putem să nu abordăm și latura sportivă, domnule primar, pentru că noi așa a fost un an fabulos pentru sportul târgoviștean de performanță. Atenție, Chindia a promovat în Liga a doua. Titlul de campion național la basket, titlul de vicecampion național la volei. Am văzut că chiar ați vizitat vestiarul echipei noastre de fotbal Chindia Târgoviște, ați stat de vorbă cu staful tehnic și administrativ, cu jucătorii și i-ați asigurat de întregul sprijin al municipalității să-și vadă de treabă, să-și continue activitatea, să se pregătească pentru Liga a doua. Era normal să fac o asemenea vizită. În calitate de acționar, de asociat la Fotbal Club Chindia, Consiliul Local Municipal Târgoviște are importante prerogative cu privire la activitatea echipei. Suntem în momentul ăsta în Liga a doua. Așteptăm încă să vedem dacă vor fi două serii, dacă va fi o singură serie. E important și acest lucru. Sigur că i-am asigurat pe băieți de toată implicarea administrației publice locale, i-am asigurat de faptul că vor avea sprijin moral și material din partea noastră. Ei trebuie să aibă încredere în forțele proprii și trebuie să demonstreze că sunt o echipă care reprezintă o echipă competitivă. Sunt convins că așa va fi. Am spus că sunt foarte importante primele meciuri în care vor intra în bătălia aceasta grea. Și trebuie să aibă încredere și să nu fie timorați. N-au nimic de pierdut, au numai de câștigat. Pentru unii poate fi o rampă de lansare extraordinară. Și la echipele de basket și de volei, la Clubul Sportiv Municipal Târgoviște? În momentul de față am primit o solicitare de buget din partea Clubului Sportiv Municipal. O să o discut inițial în cadrul executivului, după aceea în Consiliul Local Târgoviște. Ce valoare? Undeva e vorba de finalizarea acestui campionat, pentru că e pe sezon competițional bugetul. Eu cred că solicitarea pe care au avut-o e una care mai trebuie discutată. N-aș vrea să spun valoarea în momentul de față. Că mai trebuie ajustată. Mai trebuie puțin ajustată, atât din punct de vedere al valorii, cât și din punct de vedere al împărțirii pe secțiile Clubului Sportiv Municipal. Dar cel care decide Consiliul Local, o să face și noi o analiză la nivelul executivului și după aceea intrăm în Consiliul Local și vedem unde ajungem, ca și cuantum al sumelor. Cine va face parte din noul staff tehnic? Am zis că nu să știți. E problema clubului. Până în momentul în care nu se semnează contractele, nu vreau să fac niciun fel de discuție pe tema asta.
Chiar am fost întrebat cineva, nu oficial, dar mi-a zis să vă întreb pe dumneavoastră și eu i-am spus nu. Domnul primar a spus foarte clar, e treaba Clubului Sportiv Municipal Târgoviște. Da, e foarte dificil să, ca pe fondul problemelor pe care le are Municipiul Târgoviște, probleme administrative, să faci și management sportiv ca primar interimar. Dar trebuie să vă pricepeți și la asta. Ne aplecăm și asupra acestui și asupra acestui subiect. Nu avem ce să facem. Bun, apropiem de sportul, sportul de performanță va continua la Târgoviște. Asta e, asta este foarte clar. Asta e foarte important să continue. Asta e prima condiție. Este foarte clar. La ce nivel? Am spus sport de performanță. Sport de performanță, cred că una din cele două echipe se va bate la titlu din nou. Dar de ce nu una și nu amândouă? Pentru că așa știți că iubitorii sportului va exista așa o, au fost obișnuiți. Eu sunt convins că la nivelul Clubului Sportiv Municipal va exista o comunicare publică pe acest subiect și o să vă explice ei care este situația exactă. Dar nu înțeleg una, cel puțin una. Amândouă ar trebui să continue la un nivel de înaltă performanță. Știți foarte bine că la nivelul, echipei de basket există o anumită problemă, da, care trebuie rezolvată. Da, corect. Dar, repet, această comunicare nu vreau să o fac eu, nu sunt eu cel care trebuie să explice aceste lucruri. Reprezentanții Clubului Sportiv Municipal sunt convins că vor avea verticalitatea să-și asume anumite chestiuni. Bun, apropiind de finalul emisiunii, domnule primar, ați luat măsuri de preîntâmpinare a vremii caniculare. Am văzut că ați amplasat... A efectelor, de... vremea caniculară, nu a prea efectelor. Avem cum să... A efectelor, da, de preîntâmpinare a efectelor, a consecințelor. Așa, acestei. Da. Da, și ați luat primele, ați amplasat cortul, apă potabilă, tot ce da, trebuie. Sunt șapte puncte, de distribuire a apei potabile în municipiul Târgoviște. Și avem, beneficiem și de asistență medicală la aceste, puncte. Târgoviștenii beneficiază de asistență medicală, e și o mică instalație de climatizare. Încercăm să ajutăm pe cât putem cetățenii municipiului Târgoviște într-o perioadă cu un stres termic extraordinar de mare. Înțeleg că e pe sfârșit această perioadă, dar suntem abia la începutul, lunii lui cuptor. Să spun așa, cred că o să avem în față două luni în care vom mai avea perioade caniculare. Trebuie evitate deplasările la orele de vârf, între ora 10 și ora 18, 17, 18. Trebuie îmbrăcăminte adecvată, trebuie să consumăm foarte multe lichide, de evitat băuturile alcoolice, băuturile acidulate, toate astea prezintă un grad de risc în această, perioadă, mai mult decât în alte situații. Dar o să trecem și peste asta. E în regulă. Domnule primar, mulțumim pentru participare. Vă urăm un succes în activitatea noastră administrativă și politică. N-am discutat și politică, n-am avut timp, stimați administratori. Domnia sa este și președintele PSD Târgoviște și vicepreședinte PSD Dâmbovița, probabil cu altă ocazie, mai ales că PSD-ul în perioada asta întâmpină oarește greutăți să depășească această perioadă. Ați vrut să lăsați așa pentru finalul emisiunii niște considerații personale. Da, o să discutăm. Cu mare plăcere o să vin și la o discuție pe teme pur politice. Politice, da. Dar dată să rezolvăm problemele administrative. Corect. Prima dată să rezolvăm problemele administrative. Încă o dată mulțumim pentru prezență. Multă baftă în continuare, domnule primar. Mulțumim și noastră, prieteni. Nu ratați știrile de la ora 20, peste doar câteva minute, marca exclusiv cu Olmea TV. Nu uitați motoul emisiunii, nu vă pierdeți niciodată speranța, indiferent ce s-ar întâmpla. Și noi așa, fraților, n-ar fi rău în țara noastră să fie bine, ca să nu fie rău, am adăugat noi. Domnule primar, un dar muzical pentru noi și pentru noastră și pentru dumneavoastră, doamnelor și domnilor, am ales o piesă semnată Freemasons, feat. Bailey Zucker, superbă piesa de sezon, de sezonul estival, se numește simplu Uninvited, extraordinară piesa. Doamne ajută, la revedere! Seara bună!